mă gândeam, că eu n-am reușit să mă ridic, deci ești mai bună. Da, bine, am mers 2 metri. 20 de secunde. Chinautic, e cel mai... Și am zis, ok, știi ce, nu-i de mine, la revedere, boss, nu, nu. În bărcuță acolo, frumos, bărcuță, faci buna, da, faci soare, altora poze, e perfect. Dar e frumos, dacă ai răbdare să înveți, da, e da, frumos, e numai minunat. Că de la început până la un anumit moment e nasol, da. Ce faci, Adina? Bine fac, mă bucur de voi, de soare, de plajă, e frumos la voi aici, sunteți vesele, între prieteni e întotdeauna bine. E ultima zi aici, pe plajă, da, de la o să termen. Plângem la sfârșit, da. O să plângem, o să plângem. Eu prima. Tu prima, da. Băi, eu nu plâng foarte tare, că mă gândesc că soarele ăsta așa prea mult, prea mult, nu-i bun, ne place, dar nu e așa de bun. Sănătos. Sănătos, da, da, e nociv. Nu prea stai la plaja noastră. Nu, nu prea stau deloc la plajă. Ne până și eu sunt în, un pic, da. În bronz. Mm-hmm. Da. Eu sunt mai șmecheră, că normal m-am dat cu ceva să par bronzată. A, da? Bun așa. La culoare ca Diana n-are nimeni. Păi normal, bine, nimeni. Diana e the chief, the boss. De-aia mi se zice Diana braziliana, sunt mai de Brazil, așa. Ce outfit crezi că îi s-ar potrivi la culoarea asta? Îi schimbăm nuanțe? Culori, da, nu, neon, galben, verde, albul, da, culori puternice, fucsia. În general, vara, la mare, ai stat 3 zile la plajă, în a patra poți. Dar atenție, nu sta prea mult, asta e, că nici să fii roșu, după aia nu ți se mai potrivește nimic. Yes, place de Spasito. Enorm, normal. Sunt fan de... Vezi? Vezi, Florin? Ai văzut? Asta a fost tema verii și este în continuare. Despacito. O să ajung să-l cânt, crede-mă. A venit femeia ta să ne prezinte. Cred că-l și noaptea. Aoleu. Cred că numai Despacito aude. N-o s-o cânt eu în concert de Despacito. Varianta rock. Aoleu, aoleu, asta mai lipsește, știi? Mergem, Diana, să-l vedem. Fama, dar deja că Florin ajunge, Fristei o să cânte în viața asta. Aha, Despacito. Dacă Diana o să ajungă vreodată la o cântare de-a noastră, atunci... Ajung! Va dacă fi dovada via faptului că o femeie te poate îmbolnăvi. Alt ce ne aduci, femei sau bărbați? Ți-am promis, da? Ți-am promis că aduc fete. Și fete. Ba da, deci și. Nu, am adus și fete și băuți. Am zis să fie echitabil. Echilibrat. Ultima emisiune la plajă. În plus, am vrut să vă arăt că poți să-ți iei un bagaj mai mic și să porți și tu și el aceleași haine. Sunt piese pe care le poți purta ai de la el. Ai treaba asta și e foarte bine. Invers e mai greu. Nu cred că el va reuși să-ți poarte vreo rochie, dar nu contează chestia asta. Depinde de context. Domne, deci aflu tot timpul noutăți despre prietenii mei. Uite, fix în emisiune. Voiam să-ți fac un compliment. Ai o culoare superbă la ochi. Și ai heterocromie. Mulțumesc. Centrală la ochiul drept. Dar nu știu ce înseamnă, dar e bine. Are un pic de maro în verdele. Așa la frumos este. Să știi că da. Uite ce culoare cu control la ochi. Și era un profesor foarte. Și mi-a zis, te rog, lasă-mă să fac o poză ochilor tăi. Am zis, ok, superbă, sigur, da. Mulțumesc. Gata, ne-am luat rația de complimente pe săptămâna asta. Noroc că ne lăudăm unii pe alții. Dacă mai aștept și eu unul, nu o să vină. Până la finalul emisiunii mai e, Diana. Știi cum e, te vede în fiecare zi, așa fac bărbații. Da. Să trecem peste subiecte delicate. Deci fete și băieți astăzi. Exact. Hai să le și vedem. Cum reușim să purtăm aceleași haine sau noi hainele lui. Haine, da? Și să fim sexy și noi și ei. Este important să porți cu atitudine. În primul și în primul rând, este important să porți țesături naturale. Am spus-o de 100 de ori, o repet. O să vedeți acum, de exemplu, un tricou din IN. Este un tricou cu mânecă lungă, extrem de subțire, foarte plăcut. Merge purtat la plajă ca un pareo, când nu ți l-ai luat la tine. Uite cât de sexy este. Merge e tricoul purtat lui? Cu jeans. Este altă culoare, doar am adaptat culoarea culorii ei. Da. Cu ce poate să-i stea mai bine decât cu galben lemon? Uite că există cineva mai bronzat decât... Da. Există cineva mai bronzat, da. Bermudele pe care le poartă el, le poți purta și pe acelea lăsate jos, suflecate foarte bine și cu tocuri înalte. Arată exact stilul boyfriend original, că de aici și invenția. Asta dacă se întâmplă... Ai boyfriend. Asta vreau să zic, dacă se întâmplă să-și ai de unde să iei hainele. Eu zic că asta e o variantă bună și în cazul în care pleci într-o călătorie cu avionul și, Doamne ferește, ți se rătăcește bagajul, că mie mi s-a întâmplat. Și al lui nu. Măcar ai ce pune. Gen, ai rămas despuiat? Mamă, nefericit, îți dai seama. Ma. Ce ură pe ea dacă rămâne ea fără pantofi scumpi și el cu toate. Oi. Depinde de destinație. Același gen de tricou, o tăietură diferită, alte culori din nou adaptate celor doi.
Puteți să le pun pereche fără probleme, pentru că blondei vin excepțional tricourile turcoaz și lui Bogdan. Ce mișto e culoarea. Această culoare e tomată, de fapt, dar nu-mi culoarea, dar e un roșu tomată. Sunt extrem de legere, extrem de plăcute pe piele, la temperaturi ridicate, te ajută pentru că absorbi transpirația și îți dau confort. A, nu te coci în el, nu e... Nu te coci, nu te coci și uite cât de sexy arată, uite cât de frumos. Deci, doar culoarea aia e belea, albastru la turcoaz. Da, 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 turcoazul este superb și bine, bine și lui Florin. Da, să știți ceva, bărbații cu burtică zic că ei nu pot purta așa ceva, nu e adevărat. Important este să le luați ușor lărguțe, genul acesta de tricouri, indiferent cât de fit ești sau să nu. Să spui tricouri, dar nu se poate având mânecă lungă, sunt bluze, poți bluze, să le numești bluze, da. Opa, aici avem același sapot și uite, da. Unde ai plecat? Ia să vedem. A plecat Adin. Am plecat, am fugit pentru că vreau să vă arăt că pot să scot sacoul. Hai să scoatem sacoul, să te ajut. Este un sacou ușor de in, cămașa este din bumbac. Suflecăm mâneca. Și este genul de cămașă care și ea merge purtată la plajă. Atenție, ca un pareo. În loc să-ți iei pareo, poți genul acesta de cămașă. Adina, ai dezbracă sau îmbracă? Că nu înțeleg. Le dezbrac pe ele, dragule, le dezbrac pe ele. În loc să mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc. Asta e datorită complimentului. Bine că le dezbraci numai pe ele. Mersi, eu ce să mai zic. Mă uit acasă. Uite-te cât de sexy arată o fată cămașă masculină. Deci la plajă poți purta cămașă masculină fără probleme. Fără probleme, da. Tu pleci mânecile și arăți extraordinar. Pentru după amiază pui un short de jeans, de exemplu, cu tenis sau cu flip-flops. Dacă ieși în oraș, poți să-ți pui o fustă foarte scurtă și tocuri. Da, arată mult mai decent decât o roche mulată de sus până jos și scurtă. Bravo! Pentru că lărgimea aceasta conferă senzualitate, dar fără a fi vulgar. Da. Ceea ce e foarte important. Din nou, cămăși asortate, sacouri asortate. Avem, sigur că băiatul poartă bermudele, de care v-am spus că le-ar putea purta și ea dacă și-ar dori. La fel își poate scoate sacoul. Și un lucru important, puteți purta sacoul direct pe lenjerie intimă și cu un short. Arată superb, sacoul larg, mâneci suflecate, clar, un sutien, în cazul în care e bandeau arată chiar mai bine. Clar, și trebuie să fie un sutien elegant, un sutien care merge purtat în exterior. Dacă ai un abdomen frumos, o pereche de tocuri și ai pleca la club. Arată excepțional. Poți să porți accesorii la gât, poți să porți accesorii la mâini. Deci ideea e că piesele masculine trebuie purtate foarte feminin ca să arate bine. Dar se pot adapta. Clar, fără discuție și uite ce bine vin. Cămășile acestea din bumbac subțire sunt la fel foarte confortabile și le poți purta în 1000 de moduri. Până și cu o fustă lungă la un eveniment elegant. Da. Arată bine. Prefer, recunosc în acel caz, cămășile albe. Aici avem tricou, t-shirtul obișnuit, acela imprimat, sunt printuri foarte haioase și sacouri dintr-o țesătură, combinație de in cu bumbac. Îmi place ăsta primul. Da, sunt foarte frumoase și foarte legere. Mai mult decât atât, nu se șifonează, le pui ușor în bagaj și arată foarte sexy pe orice siluetă a fetei, iar bărbații clar că le poartă cu succes. Pot să le poarte pe pantaloni albi, pe bermude, ca în cazul acesta, jeans, chiar un pantalon de stofă. Dacă mergeți la o nuntă lejeră, undeva la o terasă, la mare, puteți pune pantalon de stofă, cămașa albă, o batistă frumoasă și aveți ținuta gata. La club, la fel, îmi plac bărbații care poartă sacou la club. Arată sexy, corect, Diana? Arată. Altfel și că n-am mai fost în club, dar se mai poartă sacou. Poze așa arată. Poze, ce mă mai duc eu pe Instagram. La club acum un an. Oh, e de mult. Deci, vezi, eu mi-amintesc, ne-am întâlnit, ne-am pupat, chiar la mare era și da. Deci, îmi plac bărbații cu sacou la club. O altă variantă, ador această culoare. Culoarea este minunată. Da, fructe de pădure. Tot așa, vedeți sacoul pus pe tricou, dar ea ar putea purta pe pielea goală cu un short de jeans și cu ceva lejer în picioare sau tocuri, dacă simțiți nevoie. Dar atenție, să nu fie un pantof prea elegant sau prea încărcat cu pietre, ceva simplu în papă. Da. Fiind simplu, arată foarte bine. O părere vreau de la voi două. Am văzut că v-a plăcut amândurora culoarea asta. Da. Ce ați alege pe un bărbat? Culoarea aia de mi-a plăcut mie sau asta?
Dacă bleu sau, sau da. Fructe de pădure, bărbații întotdeauna aleg bleu. Da. Eu voi alege această culoare și spun de ce se asortează cu foarte multe tipuri de ten și este mai interesantă. La mare mai ales vei găsi 100 de sacouri bleu, marin, albastre și multe albe, dar această culoare nu o vei întâlni și este un in special, arată fabulos. Deci eu vă sfătuiesc... Da, o senzație mult mai elegant, așa, mai... Eu vă sfătuiesc să încercați să alegeți culori pe care ceilalți nu le aleg, dar atenție, care să se asorteze cu fizionomia, cu cromatica fetei. Normal. Să te vezi fără a țipa. Când spun culori pe care ceilalți nu le poartă, nu trebuie să purtați neapărat neon. Nu vorbim despre asta. Sunt foarte mulți bărbați care îi spun, da, vreau să mă văd. Dăm ceva colorat. Da, dacă nu-ți stă bine, poartă bej. S-ar putea în bej să arăți mult mai bine. Da, și întotdeauna la mare ai văzut că albul predomină oriunde clar. Te uiți, stânga, în dreapta, pentru că toată lumea se bronzează și clar. E firesc până la urmă. Uite ce frumos arată. De fapt, cred că ar fi o idee să ne luăm și la fel, nu? Păi ideea verighetelor. Da. Lumezi, Doamne ferește, să nu faceți asta. Era o glumă. Mi-amintește de faptul că foarte mulți au tendința la petreceri să-și pune ea rochea roșie și el din rochea un pic ei, de cravata, patronul, ceva. Este groaznic, dragilor, să nu faceți așa ceva. Sigur, ținutele trebuie să fie complementare dar nu la fel. Ok, să n-avem verde cu, nu știu, albastru sau roșu. Am întrebat de multe ori, doamnele, cred că pe principiu cățeilor care marchează locul, cam așa fac și doamnele, are roșu ca mine să știe fetele al cui. E al meu. Cred că le-am întrebat, dar de ce? Și îmi spun, păi, dar nu-i normal să știe lumea că suntem împreună, dragilor? Cred că o să dansați, cred că stați la aceeași masă, cred că eventual vă îmbrățișați, mă gândesc, nu? Deci o să se prindă că sunteți împreună, stai liniștită. Dumnezeu, da. Bun, deci liniștiți, liniștite, puteți să vă pierdeți bagajul, că puteți să purtați la noi aproape orice, dacă știți să le purtați și să le adaptați, arată belea. Bucură-te că te costă mai puțin. Nu te-ai gândit la asta, ea îți spune, iubitule, n-am cu ce să mă îmbrac diseară și tu, galant, în loc să spui, hai, iubito, să-ți cumpăr o rochie scumpă, zici, hai, iubito, să-ți dau un sacou cu un prumut. Astea trebuie de filme, nu se spune așa. Apropo de filme, aseară am început să revăd filme vechi pe care le-am mai văzut foarte multă vreme. Zi-mi un film preferat și recomandă-mi un film la care să mă uit, te rog. Great Gatsby, dar prima variantă cu Robert Redford. Da. Cu Robert Redford, că da, e mai sexy, mai frumos față de Leonardo DiCaprio, care știu că e super apreciat, dar mai comercial. Zi-mi, Diana, știu un film bun. Bun, nu mai bun. Știu. Titanic, Diana. Nu am vrut să zic Titanic, pe aripile vântului. Pe aripile vântului. Da, ne place. All this but gold. Am revăzut aseară, nu știu cum e română, Shawshank Redemption, aia, închisoarea Shawshank. Da, Shawshank, da. Cu Tim Robbins, extraordinar film, dar... Întotdeauna am văzut că nu prea mai sunt filme minunate în ultima vreme. Adică seamănă toate între ele, au aceleași efecte speciale și mie îmi plac cele simple, clasice. Și cu idee și cu plot, cu bărbați, cu intrigă și cu bărbați ca lumea, adică nu gen 50 Shades of Grey cu un bărbat care nu joacă, arată doar, dar cu două seri Mystic River cu Sean Penn care joacă. Transformers, nu e bun? Vreau.